Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Dacă te-ai născut pe 22 iulie, în ziua tranziției de la Rac la Leu, ești o personalitate creativă cu un temperament artistic și o dragoste pentru efecte dramatice. Ambițioasă și dornică de succes, te simți destul de încrezătoare în fața obstacolelor și dificultăților. Preferi o poziție de lider. Deși lucrezi bine într-o echipă, încercând să fii în grosul lucrurilor, și nu undeva pe margine, cunoști modalități minunate de a te prezenta și de a expune ideile tale, de a inspira pe alții să facă același lucru. Îți este extrem de dificil să menții un echilibru în cariera ta, ești vizitat alternativ de un mare succes, apoi numai puțin învinsă, deși ani de zile poți fi într-o stare de succes. Într-o zi poți vedea cum tot ceea ce se realizează prin munca grea se prăbușește, sau poți experimenta o stare necinstită, și apoi simți dintr-o dată un val de recunoaștere publică și recompensa. Adesa, recunoașterea meritelor tale vine numai postum, astfel de fluctuații apar nu numai în domeniul carierei, ci se extind și la viața personală, romane, nunți, divorțuri și împărțire. Dificultățile vieții de familie, toate acestea sunt bine cunoscute de tine. Cu toate acestea, ai tendința de a avea o dorință copleșitoare de a ajunge la vârf, astfel încât te nici măcar nu iei în considerare posibilitatea de a te preda adversității. Atunci când controlezi situația, ești de neconceput, și totuși, ursitoare au hotărât să te confrunți cu eșecuri chiar în momentul în care ești la zenitul gloriei. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, dragoste pentru familie, patriotism, reverie, delicatețe. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele, cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume, dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită n ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru incapacitatea de a te abate de la emoții și pentru natura ta blândă. Te-ai născut într-o zi de tranziție între semnele rac și leu. Aceste lucruri nu au putut -a decât să lase o amprentă asupra ta. Este destul de dificil pentru tine să menții un echilibru în viață, poți fi bântuită de eșecuri, iar apoi ești vizitată deseori de noroc. Dar se pare că ești destul de mulțumită, deoarece în orice situație te simți destul de confortabil. Se poate ca recunoașterea faptului că ai căutat aproape toată viața ta să-ți revină numai după moarte. Tu iubești să aplici efecte dramatice în situații diferite, deoarece talentele artistice sunt inerente în tine. Îți este absolut nerecomandat să-ți înăbuși emoțiile deoarece revărsarea ulterioară poate fi plină de mișcări de furie și de deteriorarea sănătății. Dezechilibrul este principalul motiv pentru care uneori este destul de dificil să fii în aceeași companie cu tine. Unul dintre punctele tale slabe este că rămâi oarbă față de propriile neajunsuri și nu dorești să faci nicio schimbare în viața ta, nici în caracterul tău. Deoarece ești atât de convinsă de corectitudinea ceea ce faci, nu este ușor pentru tine să observi problemele care ar putea duce ulterior la o catastrofă. O altă dificultate este că ți este dificil să-ți administrezi emoțiile. Uneori ești foarte convingătoare și hotărâtă în comportamentul tău și se întâmplă că-ți lipsește voința de a te confrunta cu probleme. Suprimarea propriilor emoții se poate transforma într-o zi într-o izbucnire neașteptată de furie. De regulă. Acest lucru se întâmplă în momentele cele mai dificile ale vieții. Personalitatea ta este îndrăzneață, hotărâtă și fermă, dar obstinația, lipsa realismului, claritatea sunt inerente în tine. Dacă acțiunile tale duc la eșecuri personale, este foarte important să înveți mai întâi să-ți recunoști greșelile, apoi să înveți din ele și apoi să mergi mai departe. Dacă continui să avansezi fără a face primii doi pași, Poți să apari în lume ca o figură tragică, ar trebui să-ți tragi sufletul înainte de următoarea bătălie și să te întorci pe câmpul de luptă considerabil mai înțeleaptă, dacă nu chiar înțeleaptă. Desigur, fiecare dintre noi trebuie să-și cunoască puterea, neajunsurile, limitele capacităților, dar pentru tine aceasta este o sarcină de importanță vitală te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești intuitivă, precaută, emoțională, poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate, sau din potrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine, ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 22 iulie soarta ta? Ai o personalitate plină de încredere și intenționată. Prin natura ta, ești înzestrată cu o mare putere și energie. Ai o moralitate liberă, preferi să rămâi independentă. Problemele din viața ta sunt, în cele mai multe cazuri, legate de faptul că ți este dificil să vezi și să-ți recunoști greșelile. Uneori poți fi capricioasă și încăpățânată. Acțiunile tale pot fi uneori lipsite de logică și de semnificație. Dacă ai conceput ceva, nimic nu te va opri. Vei atinge rezultatul dorit în ciuda oricăror obstacole. Tu nu vezi niciun pericol, pentru că tu crezi că ești întotdeauna corectă și faci ceea ce trebuie. A te convinge asupra unui lucru este foarte dificil pentru oricine. Ai un caracter complex. Motivele acțiunilor tale sunt greu de înțeles. Iubești să joci în public, dar cu tine este dificil să se găsească un limbaj comun. Ești sensibilă și vulnerabilă. Pentru tine, sprijinul celor dragi este foarte important. Viața de familie promite să fie dificilă. Faci parte din categoria persoanelor care îl întâlnesc pe cel ales, mai adesea la petreceri, în cele mai multe cazuri căsătoria se termină prin divorț, și asta pentru că pe de-o parte, încerci să fii puternică, să devii un sprijin și pentru membrii familiei tale, dar, când te confrunți cu probleme și dificultăți, le treci pe umerii altora și devii inactivă, îți este dificil să faci față singură. La tine există o agresivitate ascunsă. Tu încerci să-i faci față, dar se dovedește a fi un eșec. În consecință, Poți zlobozi atacurile de furie asupra rudelor și prietenilor, iar în cazul în care nu-ți poți bloca emoțiile ai tendința de a deveni tiran. Membrii familiei suferă din cauza ta, pot exista tulburări sexuale. De asemenea, te poți confrunta cu dificultăți în activitățile profesionale, modul tău de avansare pe o scară a carierei nu poate fi numit egal, ambele, sâșuri și coborâșurile vei întâlni pe drum. Dar ai toate șansele de a avea succes. Succesul depinde de abilitățile nu numai cu care ești înzestrată, dar mai ales pe cele pe care le cultivi. Dacă nu reușești rapid să obții ceea ce vrei, te confrunți cu dificultăți, poți cădea în disperare, te poți angaja în autoflagelare, uiți ce și de ce voi ai. Dar natura ta prudentă te ajută la calcularea în avans a tuturor acțiunilor pentru a realiza o creștere a carierei. Victoriile tale sunt însoțite de pierderi nesfârșite. La un moment dat, datorită irresponsabilității, poți pierde tot ce ai avut în viață. Dragoste și compatibilitate. Tu crezi că dragostea guvernează lumea și, în strânsă unire, te arăți ca un partener romantic și pasional. Nu te oprești să flirtezi, dar o faci mai ales pentru atenție. Prin conectarea vieții tale cu alesul, devii un om de familie devotat și de încredere. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și pești. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cuvărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ambiția și dorința de a ajunge la vârf în carieră te ajută să faci față tuturor dificultăților care te așteaptă de-a lungul drumului. Pentru a face acest lucru, trebuie să muncești din greu și să te odihnești puțin. Dar chiar și atunci nu poți fi sigură că gloria și succesul te vor însoți pe tot restul vieții. Schimbările în carieră sunt obișnuite pentru tine, dar ești dispusă să te împaci cu ele, fără a gândi deloc de ce se întâmplă acest lucru. Uneori nu este ușor să se lucreze împreună cu tine, deoarece nu observi deloc propriile greșeli și nu ești gata să le admiți. Cele mai potrivite profesii pentru tine sunt cele creative. Ești o personalitate talentată, tu gândești creativ, ai o imaginație bună, o lume interioară bogată, poți fi poet, scriitor și artist, profesia de atlet, alpinist sau instructor va fi interesantă pentru tine, dar pozițiile de conducere nu ar trebui să deții, fiind irresponsabilă. Cu alte cuvinte, constructor profesionist sau muncitor potrivit, sănătate și boli. Convingerea ta fermă că nimic nu se va întâmpla sănătății tale, îți poate juca o glumă crudă, lipsa constantă de somn, stresul și imoralitatea în folosirea alimentelor, fumatul, toate acestea afectează întregul organism, și dacă cu timpul nu acorzi atenția acestui lucru, atunci bolile cauzate de acești factori pot deveni cronice, trebuie să mânci alimente în timp util, la ore fixate, precum și să întrerupi fumatul, alcoolul și cafeaua. Aceste lucruri te va ajuta la evitarea supra-solicitări fizice și a epuizării, precum și prevenirea bolilor inimii, măduvei spinării și a stomacului care pot fi declanșate de situații stresante. Te mai poți confrunta cu probleme psihologice grave, cu excepția cazului în care vei lua o pauză pentru a te cunoaște mai bine. Activitatea dinamică fără o odihnă suficientă și o distracție contemplativă va conduce treptată la epuizare fizică și poate fi exprimată în diferite tipuri de afecțiuni provocate de stres. Îți sunt recomandate odihna regulată și exerciții fizice într-o varietate de forme. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o fire nesigură dar care se bazează pe sine. În general ai o stimă de sine scăzută. Ai tendința să te îndoiești de tot, este dificil pentru tine să ai decizii, ești în mod constant sfâșiată de contradicții, trebuie să devii mai încrezătoare și mai decisivă, să cultivi calități volitive în sine, ești predispusă la misticism, dependențe de învățăturile oculte, poți poseda abilități extrasenzoriale și te poți manifesta ca vindecător, dar trebuie să-ți întărești energia. Sfaturi pentru tine! Îngrijește-ți sănătatea și nu-ți permite excese, obișnuiește-te cu disciplina și punctualitatea, iar apoi singură îți vei garanta recunoașterea universală și succesul. Încearcă să aduci stabilitate în viața ta, pe toate planurile. Relaxează-te și încearcă să te simți bine cu tot ceea ce faci, chiar și atunci când, de fapt, nu faci mai nimic. Acorde mai multă timp refacerii somnului și corpului. Învață să te descarci. Nu exagera în privința succesului pentru că, oricum eforturile tale susținute își vor primi într-un final răsplata. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce-ți oferă darul și a amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil apreciez în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablăuri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu Dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.